Rugăciune către Sfântul Apostol Iuda Tadeu, rudenia Domnului după trup, ajutătorul celor descurajați și desnădăjduiți. O Sfinte Iuda Tadeu, rudenia Domnului nostru Iisus Hristos, apostol și martir, strălucit în virtuți și făcător de minuni, credincios și gramnic ajutător al celor ce te cinstesc și se încred în tine, caută cu ochi milostivi la cel ce astăzi aleargă la tine și cere mijlocirea ta. Cu minte tare, ucenic ales, tu te-ai arătat și stâlp neclintit Bisericii lui Hristos, neamurilor ai propovăduit cuvântul Evangheliei, învățându-le să creadă într-o dumnezeire, din care pricină ai și fost preamărit și ai primit harul vindecării, ca să vindeci neputințele celor ce aleargă către tine. Ale stăpânului, cel ce s-a născut, frate ai fost și de dânsul apostol ai fost trimis la toate marginile prealăudate să semeni cuvântul credinței tuturor și să luminezi pe cei ce erau robi ai vicleanului stăpânitor al lumii, luând jugul Mântuitorului și brazdă tăind și înnoind cu harul, sămânța ai semănat și mult rod ai adus celui ce te-a chemat. Astfel, cu învățătura privirii la cele de sus și cu luminate faptele vieții fiind strălucit, apostole al Domnului pe cei din adâncul necunoștinței i-a iluminat. Tu ai dobândit de la Dumnezeu darul de a ajuta îndeosebi pe aceia care au pierdut aproape orice curaj și se află în pragul disperării. Privește deci la mine și vezi în ce strâmtorare mă aflu. Viața mea este o viață de suferință. Zilele mele sunt pline de durere și necaz. Sufletul meu este o mare de amărăciune. Cărările mele sunt pline de spini și aproape nu trece o clipă fără suspine și lacrimi și fără griji mistuitoare care îmacină toată puterea de viață. Neliniștea, deznădejdea și lipsa de încredere în ajutorul de sus îmi copleșesc de multe ori sufletul, astfel încât mi se pare că Domnul m-ar fi părăsit. Sufletul mi se umple de întuneric, credința se clatină, inima mea slăbește și desnădejdea se furișează, vrând să pună stăpânire peste mine. O, Sfinte Apostole Iuda Tadeu, tu nu mă poți lăsa în starea aceasta cumplită. La tine alerg, pe tine te rog, ajută-mă, ascultă-mi rugămintea. Nu mă voi depărta de tine până când nu mă vei asculta. Grăbește-te și vină-mi în ajutor și nu lăsa ca încrederea mea în tine să fie rușinată. Fă ca prin mijlocirea ta să se preamărească și întru mine nesfârșita milostivire a lui Dumnezeu. Ascultă-mi rugămintea, mai ales în necazul cel mare pe care l-am acum, și dă-mi grabnicul tău ajutor. Nu lăsa ca sufletul meu să rămână zdrobit de durere și să cadă în deznădejde. Mare apostole al Domnului, arătării Duhului învrednicindu-te, raza vederii Lui și frumusețea Lui ai văzut, fiind plin de harurile și de darurile cele date ție de la Dumnezeu, la limanul mântuirii mă îndreptează și cu puterea cea nebiruită a preasfântului Duh, fiind întrarmat, alungă duhurile vicleniei de la mine. Cu razele vărsărilor de lumină ale Duhului, strălucirile minunilor celor mai presus de fire, revarsă-le asupra mea, ca un ucenic al Mântuitorului, pe care roagă-l să mă scoată din strâmtorare, slăvind împreună cu puterile cerești și cu toți sfinții, prea cinstitul și de mare cuvință numele Său, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfântul Apostol Iuda Tadeu, rudenia Domnului, numit și Levi, este sărbătorit la 19 iunie.
Moaștele sale se cinstesc la Vatican, în Basilica San Pietro, sub altarul San Giuseppe, alături de cele ale Sfântului Apostol Simon Zelotul sau Natanael, mirele din Cana Galilei.